Salut, dragii mei! Astăzi, cum probabil v-ați dat seama deja, vom vorbi despre seria Harry Potter de J.K. Rowling. Prima dată când m-am cunoscut eu cu Harry Potter, cred că eram prin generală și am plecat de la bibliotecă cu volumele 1 și 4. De ce am sărit de la 1 direct la 4? Pentru că doar aceste două volume se găseau la bibliotecă la momentul respectiv. Nu știu dacă au completat colecția până una alta, dar acum mai mulți ani, când eram eu în generală, existau la bibliotecă doar volumele 1 și 4. Desigur că mi-a rămas gândul la această serie și mi-am propus ca într-o zi să citesc toate cărțile atunci când voi avea posibilitatea. Totuși, mai degrabă am avut posibilitatea să văd filmele. Cred că eram prin facultate, liceu, dar cred că facultate, nu mi-mai amintesc cu exactitate, când am reușit să văd toate filmele. Cert este că erau deja toate lansate și atât de mult mi-au plăcut filmele încât acest lucru mi-a întărit și mai mult promisiunea pe care mi-o făcusem eu cu ceva ani în urmă de a citi într-o zi toate cărțile. Ei bine, anul acesta mi-am dus la capăt promisiunea și am citit toate volumele, toate 8. Nu mă așteptam să le citesc pe toate chiar anul ăsta. Nu sunt atât de consecventă atunci când vine vorba de serii atât de mari, cu atât de multe volume. Mai exact, citesc un volum, după mai citesc o altă carte, eventual după aceea trec la volumul următor și tot așa. Nu știu, uite, ca să dau un exemplu, mă gândesc la seria Outlander care mi-a venit acum în minte. Am citit volumul 2 iarna trecută și de un an de zile tot spun că poate o să citesc și volumul 3, cu toate că îmi place seria și sunt nebunită după serial, însă, nu știu, n-a fost să fie. Ei bine, cu Harry Potter a fost o cu totul altă treabă. N-am mai putut lăsa cărțile din mână odată ce le-am început. În plus, sunt sigură că dorința mea de a trece de la un volum la celălalt s-a datorat și faptului că voiam să ajung cât mai repede la volumul cu numărul 8, pentru că voiam să văd ce s-a întâmplat după scena aceea din ultimul film, în care Harry, Ron și Hermione erau pe peron. Pe de altă parte, simțeam că trebuie să continui să citesc, pentru că efectiv, m-au captivat atât de mult, cu toate că eu știam despre ce este vorba în aceste cărți, având în vedere că văzusem toate filmele, însă nu se compară. Cum am spus, sunt 8 cărți și cu această ocazie voi scăpa și eu de ele din brațe, pentru că nu sunt deloc ușoare. Deci, avem Harry Potter și Piatra Filozofală, Harry Potter și Camera Secretelor, Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, Harry Potter și Pocalul de Foc, Harry Potter și Ordinul Phoenix, este cea mai mare carte din serie, Harry Potter și Prințul Semisânge sau Semipur, depinde de ediție, Harry Potter și Talismanele Morții și Harry Potter și Copilul Blestemat. Mulți poate considerați că nu mai am o vârstă necesară pentru a fi obsedată de Harry Potter, însă nici măcar nu regret că le-am citit atât de târziu, pentru că, sinceră să fiu, am avut o altă viziune asupra întâmplărilor și am privit, nu știu, poate cu alți ochi tot ce s-a întâmplat în aceste cărți. Vreau să menționez că da, am recitit și volumele 1 și 4, cu toate că le citisem atunci când eram în generală, pentru că am vrut să-mi reamintesc toate detaliile, se uitaseră multe, vă dați seama. De ce îmi place mie foarte mult această serie? Ei bine, pentru poveste. J.K. Rowling a reușit să creeze un cu totul alt univers, a creat o întreagă lume de la zero. Mai exact, avem minister, Ministerul Afacerilor Magice, școală, legislație,
materii, cărți, manuale, tradiții și așa mai departe. Oricum, pe mine mă atrag astfel de cărți cu astfel de temă, însă, nu știu, Harry Potter e ceva mai mult și mi-a plăcut foarte mult și cum au fost scrise cărțile, adică m-au trecut așa de la agonie la extaz, sunt și foarte amuzante, ba chiar am și plâns la unele secvențe, cu toate, repet, că știam ce urmează să se întâmple, însă nu m-am putut abține. Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult și cum J.K. Rowling și-a conturat personajele. Mai exact, fiecare personaj avea caracterul lui, personalitatea lui, modul de a vorbi. Mi s-a întâmplat să citesc cărți în care singura diferență dintre mai multe personaje o făcea numele și atât. Deși ea scrie sub numele de J.K. Rowling, de fapt numele ei este Joanne Rowling și a ales să publice cu pseudonim la sfatul editorilor, pentru că aceștia se temeau de faptul că bărbații nu vor vrea să citească o carte care este scrisă de o femeie. Așa că au sfătuit-o pe autoare să aleagă două inițiale, iar capa, pentru că ea nu avea un al doilea prenume, vine de la numele bunicii ei din partea tatălui. În 1990, în timp ce călătorea cu un tren întârziat, lui J.K. Rowling i-a venit ideea unei povești despre un băiat care studia la o școală pentru vrăjitori. Cum a ajuns la apartamentul ei, a început să scrie imediat. În cei 7 ani care au urmat, lui J.K. Rowling i-a murit mama, a născut primul copil, a divorțat de primul soț și a trăit relativ în sărăcie, până la publicarea primului volum în 1997. În 1995 ea a terminat manuscrisul pentru Harry Potter și Piatra Filozofală, însă au refuzat-o vreo 12 edituri, până când în sfârșit i s-a oferit ocazia să publice această superbă carte. Dacă ar fi știut ei ăia care au refuzat-o, ce succes răsunător urma să aibă această serie! Acum să vorbim puțin despre universul Harry Potter, dar desigur, fără a vă oferi spoilere. Ajungem și acolo și vă voi avertiza în momentul în care mă voi decide să ofer informații prețioase din această serie. Cărțile tratează o lume a vrăjitorilor, protagonist fiind Harry Potter alături de prietenii lui Ron Weasley și Hermione Granger. Acțiunea se desfășoară în cea mai mare parte la Hogwarts, iar totul gravitează în jurul luptei dintre Harry Potter și întunecatul vrăjitor Lord Voldemort, cel care i-a și ucis părinții lui Harry în încercarea lui de a domina lumea. Pe 31 octombrie 1981, Voldemort află unde se ascunde familia Potter, omorându-i pe Lily și pe James Potter. Totuși, când a încercat să-l omoare și pe fiul lor, pe Harry, fatala vraja Avada Kedavra s-a întors împotriva lui, l-a sleit de puteri, doar că spiritul lui a reușit să supraviețuiască. Cumva, el nefiind nici mort, dar nici viu. Singurul semn al vrăjului Voldemort este o cicatrice în formă de fulger care a rămas pe fruntea lui Harry Potter. Harry va crește fără să știe nimic din toate aceste lucruri, nici măcar nu va cunoaște faptul că el este un vrăjitor, chiar dacă i s-au mai întâmplat lucruri strani, poate când era nervos a făcut o vază să explodeze, habar n-am. Chestii de genul acesta, însă niciodată nu s-a gândit la posibilitatea că ar putea să fie un vrăjitor, pentru că unchiul și mătușa lui nu i-au spus niciodată acest lucru, ei fiind cu totul împotriva vrăjitorilor și vrând să nege cumva existența lor. În momentul în care împlinește 11 ani, află că este un vrăjitor și că urmează să studieze la Hogwarts. Acolo el va învăța numeroase chestii legate de vrăji și de tot ce presupune a fi un vrăjitor iscusit. Între timp,
Lord Voldemort se întoarce la viață și această luptă dintre Harry și Voldemort va fi prezentă în fiecare volum. Lumea magiei în care trăiește Harry este separată, dar și foarte apropiată de lumea non-magică. Multe instituții și localități au sediul în orașe adevărate care există în realitate, de exemplu, Ministerul Afacerilor Magice are sediu la Londra. Acest univers este alcătuit din străduțe, conace, case abandonate, în fine, tot felul de lucruri de genul acesta, care sunt ascunse ochilor oamenilor obișnuiți, fără puteri magice, care habar n-au că printre ei există vrăjitori. Abilitatea de a produce magie este mai degrabă dobândită prin naștere decât prin educație. Mai exact, avem așa, vrăjitorii pur sânge, care erau născuți din vrăjitorii, bai căror bunici fuseseră și vrăjitorii și tot așa. Apoi avem vrăjitorii semi-sânge, cei care proveneau dintr-un părinte vrăjitor și un părinte fără puteri magice. De asemenea, mai avem și vrăjitori care provin din părinți care nu au puteri magice. Efectiv, provin din oamenii fără puteri magice, din încuiații sau mageamii, cum a fost tradus termenul în această ediție. De exemplu, Hermione Granger era o astfel de vrăjitoare. Ei sunt numiți sânge mâl, dar este o jignire pentru vrăjitorii care provin din mageamii, pentru că înseamnă de fapt sânge murdar. Adică sângele lor nu este pur pentru că ei nu provin din vrăjitori. Harry Potter intră la categoria sânge semipur pentru că mama lui, chiar dacă era vrăjitoare, ea provenea dintr-o familie de încuiați, pe când tatălui provenea dintr-o familie de vrăjitori. La Hogwarts există 4 case denumite după cei 4 fondatori ai școlii. Avem așa, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw. Sunt o mai mare fană a cărților decât a filmelor, chiar dacă revăd filmele cu drag de fiecare dată, chiar de curând le-am terminat de revăzut. Totuși, dacă vă plac și vouă aceste filme, eu v-aș sfătui să citiți și cărțile, pentru că sunt demențiale, dar vă oferă și o idee mult mai clară asupra evenimentelor din film. Ecranizările respectă foarte bine cărțile, însă sunt filme până la urmă. De exemplu, Harry Potter nu este o persoană chiar atât de vorbăreață, adică nu-și exteriorizează emoțiile. El trăiește mai mult în interior, iar cărțile, desigur, oferă această poartă spre sufletul lui Harry și spre mintea lui și poți vedea ce gândea el sau ce simțea el în anumite momente. Am revăzut filmele după ce am citit seria și parcă totul avea sens. Înțelegeam fiecare privire a lui Harry, eram ceva de genul știu la ce te gândești în momentul ăsta. În plus, în cărți putem să facem cunoștință cu povestea altor personaje. În filme, foarte multe lucruri sunt omise, nu neapărat schimbate. Cartea după care nu s-a făcut un film este Harry Potter și Copilul Blestemat, care este de fapt o piesă de teatru. Acțiunea din această carte se petrece 19 ani mai târziu decât acțiunea din ultimul volum, Harry Potter și Talismanele Morții, pe care eu îl consider ultimul volum, pe acesta l-aș considera mai degrabă de umplutură, dar ajungem și acolo. Acțiunea din acest volum începe exact acolo unde s-a terminat acțiunea din volumul cu numărul 7, pe peron, cu Harry având copii și Ron și Hermione având și ei copii și fiind alături de copiii lor care încep aventura lor la Hogwarts. Deci am spus că eu consider acest volum de umplutură pentru că mi se pare de umplutură. Nu că m-a deranjat acțiunea, însă parcă n-are nicio legătură cu ideea pe care mi-am format-o eu despre universul Harry Potter. Efectiv, nici personajele nu mai erau la fel. Ron, care
el era în centrul acțiunii, să spun așa, a devenit un personaj care să fie și el pe acolo, să mai facă o glumă din când în când, fără a se implica foarte mult în acțiune. Hermione, să nu mai spun, ea trebuia să fie curajoasă, cum o știam până atunci, și dintr-o dată s-a transformat într-o fricoasă. Iar în ceea ce îl privește pe Harry, nu, nu avea nicio legătură cu tot ce știam eu despre el. Da, anii au trecut, da, și ei s-au schimbat, dar, de exemplu, în acest volum îi spune fiului lui că regretă că este tatăl lui, ceva de genul acesta. Și era în ceva de genul, nu. El nu i-ar fi spus niciodată asta fiului lui. Da, că a regretat după și așa mai departe, dar nu mi-l imaginez pe Harry să-i fi spus așa ceva propriului copil, de exemplu. În plus, nici acțiunea parcă n-are nicio legătură cu nimic, adică... Doamne, deci apare și un personaj care nici n-ar fi trebuit să existe, adică nu pot să-mi dau seama cum acel personaj a reușit să fie creat, să spun așa, în acest volum. În fine, nu să mă dezvolui mai multe, că poate vreți să citiți și voi cartea și... Da, dar să știți că s-ar putea să fiți un pic dezamăgiți. Cel puțin eu am fost. Așa că prefer să cred că povestea Harry Potter s-a terminat odată cu talismanele morții. Nu a fost nici Harry Potter și copilul blestemat o carte proastă. Însă... Nu. Nu. N-a fost ce trebuie. În continuare, aș vrea să fac așa o mică paralelă între filme și cărți, așa că nu pot să fac acest lucru fără să ofer detalii importante din cărți. Și dacă nu ați văzut filmele și nu ați citit nici cărțile, rămâneți pe riscul vostru cu mine în continuare, pentru că voi oferi spoilere destul de mari, de fapt foarte mari. Și îmi pare rău, considerați-vă avertizați. O să trec peste primele două volume, pentru că, sinceră să fiu, primele două filme mi se pare mie că respectă cel mai bine acțiunea din cărți. De la volumul 3 încolo lucrurile se schimbă, dar asta și pentru că și acțiunea devine mult mai complicată. Așa că trecem direct la Harry Potter și prizonierul din Azkaban. Aici facem cunoștință cu Sirius Black, nașul lui Harry Potter. Sincer să fiu, mie filmul îmi lasă senzația că noi ar fi trebuit să cunoaștem deja povestea din spatele prieteniei dintre Lupin, Sirius, James și Shobby. Peter Pettigrew, dacă am rostit bine numele, de fiecare dată mi se foarte greu să pronunț numele acestui personaj. Așa că o să-i spun Shobby. Este mult mai simplu. În carte, de exemplu, aflăm și de ce Sirius Black se poate transforma în câine, pentru că el era animag. Însă, alte lucruri mult mai importante legate de transformarea lui în câine trebuia să aflăm noi din film. Din nefericire, nu s-a pus deloc accent pe, repet, pe relația de prietenie dintre cei patru. Lupin ajunge la Hogwarts, iar el este burcolac, cum bine aflăm și din film acest lucru. El se împrietenește cu cei trei, iar aceștia, și aici mă refer la Sirius, James și Shobby, vor să îi fie aproape lui Lupin și de dragul lui aleg să devină animagi. Sirius se transformă în câine, James se transformă în cerb și... Acest lucru este și motivul pentru care patronusul lui Harry este un cerb, pentru că tatăl lui se putea transforma în cerb. Iar Shobby în șobolan. În plus, în filme nu apare nici faptul că harta prădătorului a fost făcută chiar de către acești patru prieteni. Mă opresc cu detaliile despre prizonierul din Azkaban, pentru că nu vreau să vă dezvălui eu chiar absolut tot. Acum trecem la Harry Potter și Pocalul de Foc. Apropo, am uitat să vă spun despre Dobby, cu care am făcut cunoștință în volumul 2 și pe care eu îl ador. Este personajul
meu preferat, de fapt, printre personajele mele preferate. Este un simpatic. Și din nefericire, în filme nu prea îl întâlnim, adică doar în filmul cu numărul 2 și în ultimul, penultimul. Da. Dar în cărți, să știți că este prezent destul de mult, cam în toate volumele de la 2 până la 7. Nu sunt sigură dacă a apărut și în volumul 3, dar de la 4 încolo este în fiecare volum. De exemplu, dacă vă amintiți din film, la a doua probă, Harry trebuia să supraviețuiască timp de o oră sub apă, iar Neville îi oferă acele frunze care îl vor ajuta, care vor face să-i crească branhii și să poată să respire sub apă. Ei bine, în carte n-a prea fost așa. Cel care i-a dat frunzele lui Harry a fost de fapt Dobby, care a furat frunzele respective de la Snape. Urmează Harry Potter și Ordinul Phoenix. În această carte se pune mult mai mult accent pe relația dintre Harry și Sirius. De asemenea, tot acum au loc și orele de oclumență dintre Harry și Snape. Mai exact, Snape trebuia să-l învețe pe Harry cum să-și blocheze mintea pentru ca Lord Voldemort să nu poată avea acces la gândurile lui. În filme este o scenă în care Harry folosește vraj ascuns și pătrunde în mintea lui Snape, iar acolo vede o amintire în care tatăl lui îl batjocorea pe Snape. După acest incident, Snape este foarte nervos, îl jignește pe Harry și îl dă afară. În carte, lucrurile s-au întâmplat un pic diferit. Mai exact, înainte de fiecare oră, Snape își scotea amintirile pe care n-ar fi vrut ca Harry să le vadă în cazul în care ar fi reușit să aibă acces la ele. Într-o zi, el este chemat afară din birou, Harry rămâne singur și din curiozitate, pentru că da, curiozitatea era o trăsătură de caracter dusă la extrem în cazul lui Harry, vrea să vadă despre ce este vorba în ceea ce-l privește pe Snape. Așa că acela este momentul în care el vede amintirea respectivă în care tatăl lui îl batjocorește pe Snape. Snape intră în birou, nervos, îl dă afară pe Harry, îl jignește și așa mai departe. Totuși, în filme nu apare și faptul că Harry este extrem de dezamăgit de ceea ce a văzut în amintirile lui Snape. Se simte rușinat, nici măcar nu le povestește lui Ron și lui Hermione despre ceea ce a văzut. Nu înțelege cum de tatălui a putut să facă acest lucru. Așa că el cer explicații lui Lupin și lui Sirius, iar Lupin îi spune lui Harry să nu fie foarte dur cu tatăl lui, pentru că până la urmă erau doar niște adolescenți care nu știau ce fac. Apoi mai este și scena sfârșietoare în care Sirius a murit. Durerea pe care a simțit-o Harry în momentul respectiv este, nu știu, altfel descrisă în carte decât se vede în film, chiar dacă și în film e scena aceea este sfârșietoare. În plus, scena din film este fără sunet, pentru că am înțeles că Daniel Radcliffe, actorul care îl interpretează pe Harry Potter, atât de bine a jucat, încât Helena Carter și Emma Watson au plâns, efectiv. Și toată lumea a căzut de acord că acea scenă trebuie să nu aibă sonor, pentru că este prea, prea. Cartea cu numărul 6, Harry Potter și Prințul Semisânge, debutează tocmai cu suferința lui Harry legată de moartea lui Sirius. În filme, mie mi-a lăsat impresia că el a trecut foarte repede peste moartea nașului său, însă n-a fost deloc așa. Ba chiar el s-a gândit la Sirius mai mereu și temperamentul lui s-a schimbat, era mult mai nervos și voia ca cineva să plătească pentru toate, ba chiar se mai învinovățea și pe el însuși, ceea ce făcea lucrurile să fie și mai grave. De asemenea, Dumbledore vine la el acasă și îi spune lui Harry că Sirius i-a lăsat lui întreaga avere. Tot aici mai avem și scena morții lui Dumbledore, care a fost o altă scenă impresionantă.
în carte lucrurile se întâmplă un pic mai diferit și mi-ar fi plăcut să se întâmple și așa în film, pentru că, sinceră să fiu, n-ar fi fost o foarte mare schimbare. Eu chiar m-am întrebat în filme de ce Harry n-a reacționat. El a stat așa și a văzut efectiv tot ce se întâmplă. El, care de obicei era apărătorul dreptății, nu știu cum să spun, adică voia să se lupte pentru a-i apăra pe ceilalți. În ceea ce privește moartea lui Dumbledore, el a stat liniștit și a văzut efectiv tot ce se întâmplă. În cărți, de fapt, el nu a intervenit pentru că Dumbledore îl vrăjise să rămână stană de piatră. Desigur, avem și înmormântarea lui Dumbledore în carte, care în filme lipsește. A, da, și ar mai fi scena sărutului dintre Harry și Ginny, care nu s-a întâmplat cum este expusă în filme. A fost ceva spontan. Efectiv, s-au îmbrățișat, s-au sărutat și toată lumea era așa. Cum? Ce? Dar în filme n-a prea fost așa, ar fi fost mult mai amuzant să fie exact cum era în carte. Totuși, mie nu prea-mi place cum au portretizat relația dintre Harry și Ginny în filme, pentru că era foarte stângace, ei păreau super rușinați când se aflau unul în preajma celuilalt. Nu știu, am văzut mai multă chimie între Harry și Hermione, parcă atunci când se luau în brațe, îi credeam. Bine, că Harry și Hermione erau doar prieteni, își arătau afecțiunea altfel în ceea ce privește pe Harry și pe Ginny, erau la mijloc alte sentimente și da, poate lucrurile erau un pic mai complicate și situația era și mai stânjenitoare, da, pot să înțeleg asta. Însă relația dintre ei este mult mai detaliată în cărți. Și în sfârșit, Harry Potter și Talismanele Morții. Cu toate că s-au făcut două filme după această carte, tot n-au reușit să înglobeze întreaga acțiune și au omis foarte multe lucruri. De exemplu, aici ni se spun foarte multe chestii și despre trecutul lui Dumbledore. Știți că apare un film, acea biografie despre directorul de la Hogwarts, în care sunt dezvăluite foarte multe chestii, nu chiar care i-ar putea face cinste lui Dumbledore. Iar Harry începe să se întrebe dacă el chiar l-a cunoscut cu adevărat pe directorul școlii și dacă el chiar știa cine este el. Devine furios pe Dumbledore pentru că nu i-a spus niciodată nimic despre trecutul lui, iar în momentul în care are loc acea viziune din capul lui Harry, de pe peron, discuția aceea între Harry și Dumbledore, ei bine, atunci Dumbledore îi povestește lui Harry foarte multe chestii despre trecutul lui și despre regretele pe care le are și îi povestește și multe chestii despre talismanele morții și de ce și le dorea și de ce era mantia de invizibilitate a tatălui lui Harry la el. Da, foarte multe detalii se găsesc aici. Și că tot am vorbit despre sărutul dintre Harry și Ginny, nici cel dintre Hermione și Ron nu s-a petrecut ca în film, ba chiar Harry a fost și el acolo când s-au sărutat cei doi și a fost foarte amuzant pentru că erau în mijlocul luptei și Harry era ceva de genul, acum? Serios? Dintre toate momentele pe care le-ați găsit acum? Desigur, ar mai fi și lupta dintre Harry și Voldemort, lupta finală, care nu prea s-a petrecut cum a fost în filme. Mai degrabă, Voldemort a murit pur și simplu, nu s-a dezintegrat. Și înainte de lovitura finală, Harry i-a dezvăluit foarte multe chestii lui Voldemort, i-a povestit foarte multe și, sincer să fiu, a făcut lumină și pentru mine. Am încercat să vă spun așa câteva diferențe, dar ele sunt mult mai multe. Cărțile chiar merită citite, să nu mă înțelegeți greșit, ador și filmele, doamne, deci sunt extraordinare, sunt o capodoperă, efectiv, deci îmi plac la nebunie. Însă filmele sunt filme și îi înțeleg că au trebuit să omită destul de multe chestii pentru că trebuiau să facă un film, nu un serial de 100 de episoade. Ador actorii efectiv și aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care le-am descoperit eu despre actorii în relația cu filmele. De exemplu, Harry Potter în cărți are ochii verzi. În schimb, Daniel Radcliffe are ochii albaștri. Ei bine, el a fost alergic la lentilele de contact
De asemenea, Hermione trebuia să aibă dinții din față, incisivii trebuiau să fie mai lungi, ca un castor. Însă Emma Watson nu a putut să vorbească cu dinții aceia pe care i-au pus și au renunțat la idee. Cu toate că i-a făcut exerciții și a încercat să vorbească coerent cu dinții aceia falși în gură, nu s-a putut. Pe de altă parte, filmul preferat al lui Daniel este al cincelea, Harry Potter și Ordinul Phoenix, pentru că a iubit relația dintre Harry și Sirius, dar i-a plăcut și faptul că a avut ocazia să joace alături de Gary Oldman și între ei chiar s-a legat o frumoasă relație de prietenie atunci. Și pe lângă asta, Daniel a spus că a văzut și un progres în ceea ce privea modul lui de a interpreta personajul Harry Potter. Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint, cel care l-a interpretat pe Ron Weasley, au crescut cu aceste personaje, au crescut pe platourile de filmare și nu-i de mirare că s-au confruntat și cu anumite probleme în ceea ce privește faima lor. De exemplu, Emma Watson a vrut să renunțe la un moment dat la filme, însă slavă cerului că s-a răzgândit, pentru că nu aș putea să văd alta actriță în rolul lui Hermione. În ceea ce îl privește pe Daniel, el a avut probleme cu alcoolul, a fost dependent de alcool tocmai din cauza filmelor. El spune că atunci când mergea într-un bar, de exemplu, se simțea privit din toate părțile și știa că lumea se uită de fapt la Harry Potter și că orice face el, face de fapt Harry Potter. Și el bea ca să uite de această senzație. Totuși, în momentul în care era în stare de ebrietate, era și mai conștient de faptul că lumea se holbează la el. Așa că bea și mai mult pentru a uita de tot ce i se întâmpla. Pe de altă parte, mai era și presiunea aceasta că filmele se apropiau de sfârșit și el nu știa ce să mai facă după Harry Potter, pentru că îi era foarte teamă să nu rămână doar cu acest rol, să nu mai aibă o carieră strălucită în acest domeniu în continuare. Era teamă ca viața lui să nu se oprească acolo, cu Harry Potter. Ajutorul prietenilor, familiei, dar și pentru că și-a dorit acest lucru, a trecut peste impas și în momentul de față Daniel este ok și nu mai este dependent de alcool. Și gata, este cazul să încheiem acest episod, că am vorbit ca o moară stricată și sper că nu v-am plictisit totuși. Ar mai fi multe de spus, dar nu-mi propun să mai fac eu un alt film Harry Potter și părerile Roxanei, deci o să încheiem aici. Cum vedeți, eu sunt super obsedată de această serie, nici măcar nu regret, pentru că mie îmi dă o senzație de bine, pe mine mă face fericită și asta contează. Nu-mi pasă că poate unii cred că sunt destul de mare pentru a iubi aceste cărți și filmele deopotrivă. Cu acestea fiind spuse, dragilor, v-am lăsat și vă urez spor la citit. Bye!